suntem la toxicologie, responsabila de compartiment, doamna farmacist primar Simona Bână. Doamna Moraru este colaboratoarea domniei sale. La toxicologie se prelucrează de obicei sânge și urină. Cea mai frecventă determinare făcută aici este determinarea alcoolemiei, la persoana vie cât și la cadavru. Mai multe informații. Determinarea alcoolemiei se face pe acest aparat numit gaz cromatograf. Aparatul este achiziționat din fonduri proprii. Alte detalii vă mai poate da doamna farmacistă.